Omenirea s-ar putea confrunta cu o criză a fertilității dacă nu se iau rapid măsuri, avertizează cercetătorii care au descoperit o scădere a concentrației de spermatozoizi. Un studiu a analizat datele colectate de la 153 de bărbați care probabil nu știau că au probleme de fertilitate și au descoperit o reducere a concentrației de spermă de la aproximativ 101,2 milioane per mililitri la 49,0 milioane per mililitri între 1970 și 2018, o scădere de 51,6%. Numărul total de spermatozoizi a scăzut cu 62,3% în aceeași perioadă. Cercetările aceeași echipe raportate în 2017 au descoperit o reducere a concentrației spermatozoizilor de peste jumătate în ultimii 40 de ani. Cu toate acestea, la acea vreme, descoperirile s-au axat pe o regiune care cuprinde Europa, America de Nord și Australia. Cel mai recent studiu include date mai recente din 53 de țări. Căderea concentrației spermatozoizilor au fost observate nu numai în regiunea studiată anterior, ci și în America Centrală și de Sud, Africa și Asia. Mai mult, rata declinului pare să fie în creștere. Analizând datele culese pe toate continentele din 1972, cercetătorii au descoperit o scădere a concentrației de spermă cu 1,16% pe an. Cu toate acestea, când s-au uitat la datele culese începând cu anul 2000, scăderea a fost de 2,64% pe an. Deși nu este clar ce ar putea fi în spatele acestei scăderi, o ipoteză este că substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin sau alți factori de mediu pot juca un rol acționând asupra fătului din uter. Experții spun că factorii precum fumatul, băutura, obezitatea și alimentația necorespunzătoare ar putea juca de asemenea un rol și că un stil de viață sănătos poate ajuta la creșterea numărului de spermatozoizi.